nu consider că măsura de a pune restricții de coloană mai devreme și a închide totul la ora 10 va scădea drastic numărul de infectări în România. Că nu avem până acum niciun studiu care să ateste acest lucru. Dacă am avea un studiu făcut de specialiști, dacă am vedea că actualii guvernanți se consultă cu medicii, se consultă cu acel grup de specialiști care să-l cunoaștem și noi. Până acum e pus doar un titlu generic și n-am auzit până acum măcar un nume spus, nu știu, s-a consultat cu domnul doctor Tiberiu Tudor de la UPU Bistrița, care să-și dea opinie. N-am văzut lucrul ăsta până acum, am dat un exemplu de la noi. Și trei politruci care se adună într-un birou spun, gata, de mâine tăiem tot. Fără să pui în calcul câți oameni rămân fără loc de muncă, fără să pui în calcul că tu, ca și stat, când aveai toate pârghile, ar fi trebuit să iei măsurile prin care să finanțezi spitale, să finanțezi noi posturi pentru asistenții medicali, să faci o formă prin care medicii rezidenți în an final să poată să vină în paralel să lucreze și în spitale, tu te apuci acum să închizi totul, fără a pune în calcul concret ce se întâmplă cu economia. Și prin această conferință de presă fac un apel și la parlamentarii partidului de guvernare din Bistrița Năsăud să văd ce fac și concret pentru sutele de mii de bistrițeni care, unii poate au rămas fără loc de muncă, unii poate au pe cineva drag în spital, ce fac concret pentru ei? Cum reprezintă oamenii care muncesc în Bistrița Năsăud, cum reprezintă oamenii de afaceri, antreprenorii din județul nostru, pentru că s-a mutat la București. Atât domnul Robert Sigartău, cât și domnul Florian a văzut o postare pe Facebook că s-a mutat la București ca să reprezinte interesele noastre. Hai să vedem și noi cu ceva concret, acum când sunt la guvernare, ce au făcut pentru oamenii din județul nostru, pentru antreprenorii din județul nostru. Și aici mă refer în special la domnul Robert Sigartău, căruia cer public să arate ce a făcut de când și-a luat acest nou mandat pentru oamenii din județul Bistrița Năsăud. Pentru că de la domnul Florian n-am nicio așteptare, pentru că domnia sa se plimbă între două stări goale și își face două selfie și două videouri atunci când pleacă dintr-una în alta și mai face când ajunge din când în când prin palatul Parlamentului câte un selfie din ultima bancă. Deci de n-am așteptări. Dar am așteptări de la Robert Sigartău. Hai să vedem concret ce a făcut până acum pentru oamenii de afaceri. Evident, în afară de companiile care le reprezintă.